Avem o problemă cu veniturile pe YouTube. Foarte mulți creatori de conținut au raportat venituri în scădere. Se poate face ceva? Există câteva soluții, dar vreau să vă propun o soluție extrem, extrem de simplă de rezolvat și pe care probabil foarte mulți dintre voi ați ignorat-o, inclusiv eu. Pur și simplu, în momentul în care am auzit de rezolvarea aceasta, îmi venea să-mi dau palme singur pentru că e atât de simplu de, de făcut chestia asta și totuși prea puțină lume face, unii din necunoaștere, alții pur și simplu pentru că nu au chef să stea de fiecare dată să facă treburi de genul ăsta, dar e o setare care 100% vă va aduce mai mult bani. Deci asta nu există, nu e clickbait sau mai știu eu ce. Veți vedea, e o setare pe care vă invit să o faceți pe fiecare dintre videoclipurile voastre. Atenție, vorbim de videoclipuri mai, mult, de, mai mari de 8 minute. Și aceste videoclipuri, din punctul meu de vedere, vor aduce mai mulți bani. Dacă e să notăm în funcție de ce au făcut și ceilalți creatori de conținut care au făcut aceste modificări, au văzut creșteri în venituri, aștept și ca voi, după ce ați făcut aceste setări, să-mi spuneți dacă Într-adevăr au apărut modificări sau nu? Dacă au apărut creșteri în veniturile voastre. După cum spuneam, trebuie să aleg un videoclip mai mare de 8 minute. Vedeți aici, să zicem acesta. Și mergem la generare de bani. Default, asta este setat în timpul anunțului să stabilească YouTube unde să bage anun aceste anunțuri și în momentul în care dau aici, vedeți că e o singură pauză publicitară, undeva la 6 minute 40. Vă sfătuiesc să intrați pe fiecare dintre videoclipurile voastre mai mari de 8 minute și să începeți să adăugați mai multe pauze publicitare. Știu, veți spune, voi ce se întâmplă cu durata de, de vizionare sau mai știu eu ce, o să fie o nebunie totală la chestia asta. Nu. În momentul în care adaugi încă o pauză publicitară, să zicem, bineînțeles, trebuie să verifici exact unde e pă, momentul unde vrei să adaugi pauza publicitară. YouTube va vedea câte pauze publicitare a văzut fiecare dintre uh, privitori și nu îl va lăsa să vadă multe. Ca ideea este să nu-i dea afară de pe platformă, 100%. Deci mare grijă cu chestia asta. Putem să adăugăm, dacă lăsăm YouTube să ne bage uh, pauze publicitare, el nu va ști exact. Mai degrabă știm noi. Uh, atenție! Nu băgați uh, pauze publicitare în timp ce vorbiți, să spuneți ceva. După ce ați terminat cu un punct din ceea ce aveți voi de spus, băgați o pauză publicitare, pentru că e foarte important să nu opriți vizionarea, ca să zic așa. În rest, puneți pauze publicitare odată la 2-3 minute pe videoclipurile voastre și garantat vor veni mai mulți bani pe YouTube. Foarte puțină lume face setarea asta, după cum spuneam, mulți nu știu chestia asta, 100% chestia asta. Chiar aștept să-mi spuneți în comentarii dacă știați despre treaba asta. Și uh, mulți, de asemenea, pur și simplu ignoră setarea asta, zic că e prea multă bătaie de cap. Dar, cei care vor mai mulți bani pe, pe YouTube în acest moment, trebuie să facă setarea asta. Youtuber mari spun chestia asta, nu lăsați uh, YouTube să vă hotărască unde să pună uh, publicitatea, pentru că nu vă ajută foarte mult dacă vreți să faceți mai mulți bani. Și încă un lucru legat de publicitate, tocmai introdus acum de YouTube, un lucru care poate pe unii dintre voi va supăra, pe unii va uh, încânta, e un videoclip în partea stângă și ne găsim acolo.